Servus, oameni! Haideți, am două ceasuri libere, frumoasa mea dorme. O mâncat bine astăzi, a fost cu minte. O mâncat, îți mulțumit, o băut apă, tătătăt, acum dorme cu foliile pline. Am două ceasuri libere. Avanti, că doresc Sfânta Mărie. În caz că se trezește, sau în caz că i-am pus pe ușă un bilet în care am scris Ich komme gleich. Asta înseamnă vin imediat. Haideți cu mine să merem o țără în alea două ceasuri mele, în aștia două ceasuri mele, să vedeți ce face Zori când are două ore libere. Și mi le iau foarte rar astea două ore libere. Azi ne plimbăm o țără împreună. Hai! Aici este seiful ăla de chei, de care tot v-am zis eu, care au bătrânii. Am scăpat și cheile pe jos. Aici e un seif de chei, dacă ați văzut așa ceva. Am scăpat și cheile pe jos. Asta, bă, istoria lui Zebedeu. Bineînțeles că de la etajul 1, doar nu gândești că cobor eu pe jos, că cobor cu liftul. Da? Că doar obosesc. Ba cheile în tașcă, portofel nu mai am că s-o rupt, am numai tașca. Și merem o țără să ne aerisim creierii infrastului. Hai! Hai, da! Să merem o țără repede, tă fuga, plecăm, știi? Că să nu pierd foarte mult timp pe drum. Aici, pe drum de mine, am un restaurant la care am fost o singură dată și am mâncat orez. Fără carne, bineînțeles. O fă bun, dar nu mă da pe spate. Aici, în bețiri cu ăsta, e plin de gasthouse-uri, mă, oameni. Deci gasthouse, adică birt lângă birt, ca să ne înțelegem. Din astea care se beau vinuri și bere. Nu răchie și vodka. Doamne, ce faină că s-a răcărit o țară afară. Fai, ferească Dumnezeu. Atât de bine acum de drag să umbli pe afară. Că până acum de ani nu prea am ieșit afară, am stat numai în casă, pentru că a fost foarte cald. În sfârșit s-a răcorit. Tașca m-a luat pantalon lung, că am zis că doar vine ploaia și mă udă, să nu mă stopesc în fras. E fain cartierul ăsta meu, așa e? Vă place? De toate am aici, toate felurile de cooperative. Uite aici ce clădiri faine. E superb. Arhitectura la clădirile vechi în Viena îi wow, mie îmi place de mor. Dă cu ochii pe sus mă duc, doar mă împiedic gântare căcat și mă duc dracule și spar botul. Hai că merem la metrou. Merem la metrou și merem o țără în Prater. Să vedem ce-a fi pe acolo, poate mă întâlnesc cu careva. Facă și mie ce este cu un cafea. Mere lumea cu troșcobișca, vezi dacă aveam și eu trotineta. Trotineta mea e la rad. Vai, ce faină eram și eu. Numai așa îmi fugea părul înapoi. A, ați observat ce tricou am? N-ați văzut tricoul meu, da? Cu numele meu personalizat. Scris de caligraful. Știți voi cine e caligraful, mă gândesc. Și dacă nu știți, inspectați pe YouTube și pe Google și vedeți. Pe YouTube, dacă scrieți caligraful, îl găsiți. Deci, aici... În direcția aia merge la metrou, în direcția aia McDonald's, Hoferu, cumpărături, unde fac eu cumpărături, în direcția aia la altă bancă, DM și bla bla bla, restaurante. Deci stau într-o zonă superbă. Bine, stau cât trăiește frumoasă, când nu-i mai frumoasă, nu mai stau. Nu trebuie să-mi iau bilet, mă, că doar nu gândiți că mai mă duc fără bilet, că mă chem ca frasul. Start, ticket, îmi iau bilet de aici de pe uliță. Cum dracu fac aici? Ia ca așa. Așa, ok. Nu mai am curaj să mă duc fără bilet, dar atunci unde dracu să bagă banii aici? Doamne, pușcă, ce repede îmi iau ăștia banii. Îmi iau bilet și pentru dus și pentru întors, că mi-e frică să mă duc fără bilet. Chiar dacă e duminică. Uite că au venit biletele. Mă da și restul. Ăștia serioși, nu ca la Arad. Deci la Arad nu există. La Arad, dacă te duci să-ți iei la tramvai, fute la lumea să-l fută de CTP-ul și neamul lui, îți scrie direct. Aparatul nu dă rest. Uite aici mă dă rest. De la 10 euro și m-a luat două bilete. Ca să vezi.
La Arad trebuie să ai 4 lei fix, că doar nou, e Arad și doar e ăla primar, Bibirț. Dar de acum încolo nu-i bai că nu o să mai umblu cu tramvaiul nici la Arad, o să umblu numai cu Piscoș, cu Boltul. Că am văzut că și-o luat Piscoș de aceea, licență, să merem cu Boltul. Și așa că da, mă duc numai cu Piscoș. Păi da, bagi 10 lei la Arad și îți mai dă bușcota, nu-ți mai dă nici dracu rest, știi? No, fiți atenți că îmi fac și bilet, da? Ca să nu ziceți că numai așa. M-am ștampilat biletul, că nu știu de ce am impresia că o să fie control, chiar dacă e duminică. Și v-am mai zis și într-un clip pe TikTok că asta e cea mai abruptă scară, cea mai abruptă scară rulantă pe care am mers eu vreodată la Tabor Strase. Deci e scara de la metrou. Eu când am văzut-o cât e de abruptă, am nebunit. M-a și apucat panica. Stai să vezi dacă vă arat de jos în sus. Să vedeți cum e. E interesant de abruptă. Imediat coborâm și se vede imediat. Bine, eu mă duc o stație cu metrou. E foarte abruptă. Eu mă duc o stație cu metrou. Hai că trebuie să vină metrou imediat. Iai, ce fain e aici răcoare, ce bate vântul. Tolvai, ce-mi place. Aci cred că vin în toată zi când am pauză și pot să plec dacă a scăpat vântul. Stai să vezi că vine metrou ce vânt face. Aha. Deloc vine. Stai să mă pun jos, că doar așa obosă, doar nu gândești că nu stau jos. Ferească Dumnezeu. Hai, dați oameni, care zori pauză, două ceasuri, rue. Avem pauză două ceasuri. Uite, stau și așa ca cu conetele, picior peste picior. La joc, la joc, la 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 la, metroui cu noroc, la 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 la. Ui ce-mi bate vântul părul, ni ni ni. E gol metrou. Și cred că nu este nici control, am cumpărat bilet degeaba. Cred că nu este control, chiar am cumpărat bilet degeaba. Stau jos. Deci, ideea e că se uită oamenii la mine ca la circ. Nu pot să mai filmez, că mi-e rușine că se uită oamenii, toată lumea întoarce capul după mine. Cea câtă lume e, fii atent aici, că spline scările astea. Eu nu pot să-mi dau seama cum pot să care scările astea atâția oameni. Deci chiar nu pot să-mi dau seama la câtă îngrămădeală e și la câtă aglomerație și în sus și în jos și peste tot. Deci au putere scările astea, dar n-are rost. Sunt curioasă dacă e control acum aici. Tol, vai Doamne, Iisuse, care ești în cer. Uite ce ceea ce câtă lume, mă, omule. Maica sfântă. Ia că și pe balonaș cu baloanele. Servus, Mitre. Servus. Doamne, ajută, dar îmi faci și mie un balon. Vai, dar câtă lume, ui, dar câtă lume e acolo în gară. Fai. Stai să văd cât e ceasul. 6 ceasuri și 20. Tol, vai, Doamne, nici aici este cârnaț. Eu cred că vreau să mănânc un cârnaț. Ia, ia că linghi șpirul. Vai, oare m-aș putea da pe linghi șpirul ăla? Oare cât costă să mă dau cu linghi șpirul? Dacă se rupe linghi șpirul în frastului și mă pune ăștia să le plătesc linghi șpirul. Stai să văd cât e un cârnaț aici. Ioi, că vreau cârnaț. Oare să mânc am o sara cârnaț, că nici e foale. Am, aha, ce perini am aici. Oare să mânc cârnaț sau să nu mânc? Sau să mânc când mă duc acasă, că nici nu știu ce dracu să fac. Vai, dar pe ce-i lume și țara, oameni și oameni, Iisuse, care ești în ceruri. Eu cred că stau la rând ca să pot să am forță să umblu o țără după linghișpiruri. Ia ce fain e ăla. Hai de capul meu. Das Leben ist a Fest. Auzi că viața e o sărbătoare. Aia, hai să dansăm. Balonaș nu vreau să-mi dai un balon gratis. Mă duc eu mai încolo să văd ce mai este. Că nu mă, chiar în roata aia nu m-aș da. Nu, v-am zis că mi-au cârnați.
Eu că doar n-am putut fără cârnat și nimeni, m-am luat cu pită neagră, ca să nu ziceți că așa. Și apă m-am luat fără... Eu ai că-mi ploaie în gură. Deci îmi ploaie în gură. Nu puteam să mă duc mai departe dacă nu-mi l-am... Cu pită neagră, bine, nu-mi place pita asta, dar nu, am spus să nu fie albă, că iară fac perini, acela la spate și ziceți că mi-s grasă, într-o. Și de-aia cred că mă faceți babă, că mi-s grasă, nu? Hai, mereți în pula lui Hechei. Că pot și o să mănc, fii atent cum arată cârnatul, stai numai să vă arăt. Käsekrainer, specialitatea lor, austriacă, e cârnați cu cașcaval în el. Deci pur și simplu, stai, ni, se lipește de gură, se lipește de buze, deci n-are rost. Doamne, ce bună-i tolba, doamne, mai mânc unul? Bun. Tolba-i, că ce bine a mâncat cârnațul ăla, că se lipi și de geaște și de limbă și de cerul gurii. Ni la asta care cizme în picioare, Iisuse, care ești în cerul, doar vine iarna. Nicum am plecat de acolo. Am aprins țigară, am pita pe care nu pot să o țâp, pita în mână, apa. Deci am și țigara și pita. Nu puteam să lăs pita aici, că doar am dat banii pe ea, doamne. Munc, mai trag un fum din țigară. Și ia ca bine o fi, doamne, ajută la toată lumea. Mai mânc și o înghețată. Uite, linge ăsta pe înghețată, de să face... Ăsta e bărbață care lingă înghețată. Ăia, da, bărbață. Aha. Mai încolo era unul care cânta cu saxofonul. Îmi zicea că e Mitru Luguga. Uite, încet mi-are rata. Ioi, fute var lumea, dar ce m-am speriat așa? Un caba turba. M-am speriat ca frasul. No. Toată lumea filmează. Uite, inimi de aștia, Herzl. Ioi, ce m-ar place și din aștia să mânc. Oare e turtă dulce aia? Ioi. Când vine înapoi, îmi iau înghețată. Se consumă țigara singură, că nu mai știu ce să fac, să mânc sau să fumez. Tol, va ia că linghișpirul. M-aduc aminte când eram mică și vinea linghișpirul la Semla. Și mă dădeam pe linghișpirul. Ai ce-mi plăcea, numai țâmpleam, țâmpleam ca nebuna. Bă, oamenii, aici puteți veni în tătă zi, deci nu numai sâmbătă sau duminica sau când e sărbătoare. Aici vine lume cu prunci în fiecare zi deschis. În cursul săptămânii, cred că nu e atâta lume, azi e sărbătoare, nu. Dar e plin cam tot timpul aici și turiștii, ăsta e un punct mare de atracție, un parc pentru copii. Și nu numai pentru copii, uite linghișpirul, ioi! Ce faină, nu m-a zburat părul în vânt și mie când mă dădeam pe linghișpir. Vai, ce fain era! Super! Doamne! Hai să mai înclos, să vedem ce mai este, poate mă dau și eu până la urmă pe ceva. Va, uite, plin de lume cu prunci, un balon din ăla, oare să-mi iau și eu un balon, că și eu sunt copil până la urmă. Fută-mă, frasul, să mă fută, dar m-ar vedea Ana Paucăr pe unde umblă, zice, unde dracu te-ai dus? Bă, să nu-i spuneți că m-am filmat pe-n prater, că zice, unde dracu te-ai dus, să strângi banii? N-ai ce face? Stai, dracule, casă, că ești mâine bătrână. Taci, am o să mă duc și eu. Vreau și eu mașinuță, nirota. Ioi! Oare să mă dau în roată? Oare cât costă cu roata? Bine, că n-am atâția bani, dar n-am fine. Mai mă plimb o țără și eu pe aici, găsesc eu ceva. Dar să nu mă spuneți la Ana Paucăr că mă critică ca pe dracu dacă mă vede pe aici. Că mă duc așa ca o divă, ca o lady, da? Dar chiar că m-aș da, mă. Aha, că e plin în roată. Dar în ăla m-aș da mai tare. În ăla m-aș da. Dar linghișpirul tot îmi face cu ochiul. Ia, este gofri. Apoi eu nu mai vin aici, fuche mar lumea să mă fut astăzi. Apoi eu nu mai vin, că dacă mai vin aici mă fac de 300 de chile. Ni gofri cu ciocolată și cu căpșuni. Vai! Tol, vai, doamne, care ești în cerul. Stai să văd cum arată gofriul, măcar să mă uit o țără. Ai, că stă lumea la rând. Aha. Vai, dar ce e aici?
uite și altă valută, la acele ochi. Ioi, haide să mă duc de aici. Mă, bombe de ciocolată. Maica sfântă, păi eu mi-e încură balile, domnule, fuchi-mă, dacă nu astăzi. Eu mă duc de aici, eu nu mai intru aici. Hai, mă duc o țură până... Mă, dar știți ce nu v-am zis? Pum, cireasa de pe tort. Ambrățară la picior, mă. Vai, dar n-ați văzut că ambrățară la picior? Ați văzut și degetul mare care vrea să mi-l sugă? Băieți care tot îmi scrieți și îmi trimiteți în privat mesaje. Ați văzut ce picior sexos am, nu și scump, cu brățară, că doar am ești român, că nu puteam veni eu în prater fără brățară. Nu? Doar îți de la Semlac. Fata lui Maria, ni fulgerul. Uite, mă! Ioi, ce fain e! Vai, dar eu chiar trebuie să mă dau într-unul. Bine, nu mă dau în fulgerul ăla, dar vreau ceva. Vai! Iisuse, care ești în cer! Sfințească să le... Ia că cu caii e bine că n-am prunci mici! Aia, ăia mai îmi trebuiau. Caii! Ia că păpuci de gumă, ni păpucii lui soacră mea! Iu! Ia că păpucii lui soacră mea! Ioi, și cât umblam eu până Jackson să-i cumpăr păpuci din aia. Și este în prater păpuci. Uite roata aia mare, ce frumoasă e aia mare. Vai. Mâncare să mă dau și eu. Acum, la modul cel mai serios, eu chiar vreau să mă dau într-unul. Ui cum mereu oamenii de mână, mă arătăți, să țin de mână, vă iubiți, fută-vă dracu, că viți duminica cu muierea. Dar de mâine pula, nu vă mai iubiți. Toți sunt la plimbare. Uite, cu căruțul, unul în mață, unul în brață. Vai, ce frumusețe aici. Tol, vai, doamne. Dă mă vede Ana Paucăr. M-am căcat la semnal. Uite, Mar Hector cu armata ei, lui cu tot. Aha, așa ce este ceva. Aici ce-ai, mă, să tragi cu pul? Nu, ce e aici? Te dă mâncare ceva. Ce sale are? Ioi, stai să văd ce s-a aștept. Ioi, ceva dospiche. Dospiche în ulei. Apoi mie nu-mi place de aștia în ulei. Că marge pe foale de la ele. Aha. Nu-mi place dospiche din aștia. Uite parcul. Uite, vezi când era... Ei, dacă aveam eu la Semlac așa ceva... Ioi, ui pe ăia cum stau acolo spânzurați. Vai, Todore, ce-i aici? Iisuse, care ești în cer. Aici, să vii cu prunci, îți trebuie un salar. Ui la ăla ce-o dat cu pumnul în aparatul ăla. Și eu vreau să dau cu pumnul, oare cât costă? Stai să văd cât costă. Stai să văd. Vi fil costă, tir? Ha? Daine, grosă. Kleine, große, aber wie viel? Nur eine. Aha, 50 Cent, 3 Spiele. Warte ein bisschen. Warte nur eine. Ha? Du? Ich will eine und dann du weiter, ja? Du weißt, wie Ungarisch ich bin, oder? Was? Bevrakte! Bide! Bide! Komm her! Wie mache ich das? Geht nicht, schau. 50 Cent, 2 Spiele. Diese warten fertig. Aha, und jetzt muss ich warten. Aber lass mich ein bisschen schauen. Du, ich? Ich einmal und dann du drei, zweimal, ja? Ich darf mehr. Nein, nein. Geht jetzt. Soll ich losgehen? Aha. Bombe! Hallo Schäuble, gut durch der Mama. Mama und Mama. Mai, de capul meu. Was ist das? Ist gut oder nein? Diese Mama. Aha. Na dann hast du 50 Cent, kannst du noch machen, ja? Kannst du noch spielen? Hi, komm, Brand. Hallo Schäuble. Oh mein Gott.
Mein Gott! Hai de capul meu! Nu mă scheme! Tolva, oameni buni, no, fiți atenți aici, că-mi trebuie de toate păpușile astea, fiți atenți, că nu-s normală eu, că doar cu capul, că acum am scăpat de la nebuni, de toate îmi trebuie. No, am un mă joc aici, la bilile astea, da? Fiți atenți, că m-am luat cu 3 euro. No, stai să vezi ținta, mula dracu, stai să nu mă încurce janta. Am o țintă până-mi pis de la mama. Aha, s-o dus. Ai văzut ce mă știu, ca frasul. S-o dus. Bravo, pinic praf. Când să mic s-o... Danke! Am vrut să-mi iau un cățel din ăla, uite din ăla, patrula cățelușilor am vrut și eu. Am dat și 3 euro degeaba. Vai, să nu mă spuneți la mami. Ăla dracu! Pui pe ăla pață! Ei, dă-te jos! Omul pe iangăn, hai da jos! Dă-te jos că ți se rupe păpucii de câtă fi freci acolo. Doamne, feri pe toată lumea. No, ce ciudă mică, am dat și 3 euro degeaba, n-a numit normal, mai bine îmi cumpăram ceva de 3 euro. Mă, ce proastă mi-e. Deci nu, că nu mi-s normală. Dar vreau să mă dau în ceva. În ce fra să mă dau? Unde fra să mă dau? Hai să stau și eu undeva jos după aia, să duhănesc o țigară și să văd unde să mă dau, că vreau într-unul să mă dau și eu. Ai de capul meu! Asta cred că e cea mai cunoscută chestie, jur, asta se vede din metrouri aproape din toată Viena. Asta o vedeam din spital, de la Floridsdorf. Asta cred că e emblema praterului, dacă nu mă înșel. Așa mă gândesc eu, nu știu, vai ce m-ar place să mă dau și eu în ea. Vai, ce fain ar fi. Asta e cea mai faină și mai ales noaptea, dar bine și ziua, că vezi toată Viena. Chiar că m-ar place să mă dau în asta și mie. Doare cum face? Numai să suie sus și să dă în jos, stai să o șpiculez, că cred că mă suie în ea. Stai numai o sără să o șpiculez, să văd ce și cum, să văd dacă mai urcă în sus. Vai ce faină, ui, deci n-are rost. E superbă, am orgasm, numai când o văd, dar eu mă duc să văd cât costă un bilet și să văd dacă e codă. Eu chiar în asta vreau să mă dau. Asta e emblema praterului. Sincer, dacă tot am venit până aici și se vede de peste tot, se vede din tot orașul, dacă nu mă înșel. Deci chiar vreau. Iară urcă sus. Iară să suie în sus. Tol, vai, Doamne, stai să vedem, e coadă la bilete, de unde se ia biletele? Mă duc să văd cât costă. Oare unde se ia biletul? Stai să întreb, și cât costă? Aha, aici. Oare de aici să ia biletul? 10 euro costă. Stai că mă uit să văd. Wow, ce mă place! Deci ce faină! Vai! Vai, vai, vai! Fata din tramvai. Uite ce frumos și oamenii și ce liniștiți să dau oamenii jos. Vreau și eu. Au. Auzi că au zis mulțumim că ați zburat cu noi. Ce frumos! Mulțumim că ați zburat cu noi. Frumos! Ioi! Să-mi iau biletul, are oamenii ăia, așteaptă să intre toți sau ce se întâmplă? Vai, fain, vreau. Vreau și vreau și vreau, uite și poze îți face. Frater Turm, cred că îți face și poze. Ioi, că vreau, am vreau și eu să mă dau, foarte tare vreau, dar uite ce,
îi ridică tare și în partea alaltă stă lumea la rând. Și e multă lume că trebuie să aștepți la rând jumate de oră. Și nu cred că am răbdare să stau mai jumate de oră să aștept. Și se întunecă, că vreau să mă dau ziua, să mă filmez ziua, să mă vedeți, că sunt curajoasă. Că eu chiar sunt curajoasă și luptătoare. Fuchem așa în ea de roată și în zilele ei. No, amul m-a adus dracu și pe mine noaptea în pratere, loc să vin ziua. No, dacă mă sui amul noaptea, ce mă mai vedeți? Nu mă mai vedeți. Trebuie să vin într-o zi ziua, în fras. Mă și apucă nervii. Unde dracu să mai mă dau? Nu mai mă dau nicări, mă duc acasă. Ioi, trebuia să vin direct la roata asta. Ce nervi am, cred că îmi crește și diabetul, transpir deja. Dacă n-ar fi lume la coadă, în partea aia să stă la rând, acolo după turn. Ioi, dacă cât e de frumos. Deci nu are rost. Vreau. Și eu. Superb. Deci trebuie să vin mai devreme ca să mă pot, da. Am găsit ceva specialități aici, de crumpe. Bineînțeles că de crumpe. Pite cartoful pe care am portion. Ceva specialități de crumpe. Eu te știu pe tine. Da? Da. De unde? De la TikTok. No, bine, atunci explică-mi ce sunt alea. Cartofi, raș, răzvoitoare, așa, filmează-mă și cu mine. Așa. Și cu ce să mâncă ăștia? Usturoi. No, bine, dă-ne două, că mâncăm să răzim. Să prostim curul, că mâncăm șnițel. Prostim curul, că mâncăm cârnați. Și eu sunt de lângă Arad. Da, de unde? Eu sunt doar pe județul Timiș. Serios? Maximă, da. Bună seara, de usturoi. Nu știu cum se face cu asta. Nu fă mult, că să nu mă... Că după aia mă svădește curul, zice că nu a fost cârnat. O țâră numai. Așa? Așa, numai de poftă. Mulțumesc frumos. Faci o poză. Da, faci și poză. Natule, doamne, ce vedete, mi-i spute mari lumea să mă pută astăzi. Zic, ce vedetă miți, că mânc și crumpe cu usturoi, hai facem și poză. Nu mă dai ațuat, că ei îi place de tine. Dar să nu mai făcut cu barba? Da. Bine. Mulțumesc frumos. Nu, stai că mai stau țără aici, să termin eu țără și mai stau țără. Mersi mult, mersi. Hai să mâncăm. No, mă, că așa ce m-a cunoscut doamna și am primit crumpile gratis. Fiți atenți aici, ceva crumpe, ceva specialitate și prostești curul că mânci cârnați, că e cu usturoi, știi? Uite așa, e. Crumpe răzălite. No, poftă bună să avem și Doamne ajută! Eu nu știu cine e doamna asta sau domnul ăsta, dar eu îl salut că pauza mi-e gata, trebuie să mă duc acasă, aș mai fi stat, ori trecut două ore. Servus, Mitre, mai vin eu când mai pot să scap de frumoasa asta, ci cu minche. Uite ce-mi place roata aia, deci n-are rost. Musai să mă duc acasă că deja e două ore ori trecut. Să știți, oameni buni, că e păcat să ratați praterul seara. Seara praterul e superb, deci n-are rost. Eu mă simt aici ca la Las Vegas, jur. Mai e ceva ca la Semilac, la Linghi Spir, deci asociez cu Las Vegas-ul. O să mai vin, dar când mi sunt tura liberă, să pot să vin să mă dau un chestie, că două ore trec repede, nu pot să stau mai mult. E superb, m-am simțit bine, am mâncat. A, și apropo, acolo la o gheretă, la o fată, la cartofel, pufel, fata m-a cunoscut. A zis că mă urmărește pe TikTok. A făcut o poză cu mine, m-a făcut cinste cu crumpile, răzălite. Și o salut și pe prietena lui fata de la crumpe, din Prater. Bățucă Zori, eu trebuie să fug la metrou, că mi-au expirat alea două ore.
N-am avut pauză de 2 săptămâni. A fost pauza asta super faină. Vă țuc o duminică faină să aveți. Servus!